În contextul actual, când se tot vorbește despre amplasarea antenelor 5G, câțiva locuitori din comuna Bughe de Jos s-au revoltat împotriva autorităților locale din cauza unor lucrări ce ar avea ca scop final amplasarea unei astfel de antene. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au fost întrebați dacă își dau acordul, având în vedere că antena va fi amplasată între locuințele lor. Aici se va construi o antenă 5G în plin sat. Uitați-vă, sunt case, sunt oameni. 5G este inadmisibil. Într-o zi de iunie anului 2016, primarul a jurat că își va pune în slujba locuitorilor comunei și spre binele lor toată priceperea. Așa și-a pus priceperea, să ne nenorocească. Să ne nenorocească pe toți. E un atentat, e o crimă la adresa vieții oamenilor, a sănătăților, a generațiilor întregi care vor suporta așa ceva. Gândiți-vă, dincolo de radiații asupra cărora se pronunță specialiștii, sunt foarte multe studii făcute, gândiți-vă la poluarea funică, la zgomotul infernal pe care îl face antena asta zi de zi. Nu i-a întrebat nimeni. Era un lucru elementar. De cel mai elementar bun simț să-i întrebi pe oameni, să le ceri acordul oamenilor. Legea îl prevede, noi suntem liberi pe lumea să-ți facem orice, fără să-l nenorocim pe celălalt. Localnicii sunt convinși că sănătatea le va fi pusă în pericol. Pentru vârsta mea mă afectează și pentru bolile care le-am. Dar va afecta și nepoții, și copii. Afectează foarte rău. În punct de vedere electric, în vedere sănătății, e la nici 50 de metri de casă. Așa că suntem la o vârstă destul de înaintată, totuși avem destule necazuri cu alte boli, ne trebuie și asta pe cap, acum, în înrocerea asta. Edilul Dorel Tănăsescu a precizat că există un contract de închiriere semnat încă de anul trecut. La acest moment se așteaptă avizele de la instituțiile abilitate pentru a fi dat sau nu avizul de construcție. O societate din București a încheiat un contract de închiriere a unui teren și pot să spun că este al fiicei mele, cumpărat acum vreo 12-13 ani în Poenandre și să instaleze această antenă. De un an și jumătate aproape, această societate comercială care se ocupă cu recepție, emisie, telefonie mobilă, nu a venit decât tocmai acum. A depus dosar la primărie pentru emiterea certificatului de urbanism prealabil, emiterii autorizației de construcție. Am studiat documentația, am verificat dosarul. Noi nu suntem specialiști în acest domeniu, pentru că nu avem cum să fim și în electronică, și în administrație, și în toate domeniile. Și conform legislației în vigoare, s-a emis certificatul de urbanism, respectând legea 50 și celelalte legi în domeniul construcțiilor. Odată cu emiterea certificatului de urbanism, s-a cerut, în vederea emiterii autorizației de construcție, aviz de la Inspectoratul Național de Sănătate Publică, care este o instituție abilitată a statului român să verifice toate documentațiile în acest sens și să vadă dacă respectă condițiile legale și de sănătate, s-a cerut de la Direcția de Sănătate Publică Argeș, de la ANCOM, de la Mediu și de la distribuție energie electrică care era necesară să obțină aceste avize. Până la această dată, respectiva societate nu s-a prezentat cu niciun aviz, nu s-a eliberat nicio autorizație de construcție și lucrurile stagnează. Este adevărat, la început la eliberarea certificatului de urbanism, societatea respectivă, operatorul economic, a încercat amenajarea terenului și să execute anumite lucrări. Am fost informat, am sistat executarea lucrărilor pentru a nu fi sancționați contravențional. În prezent, așteptăm să se prezinte societatea respectivă cu avizele dacă le primește și în momentul în care va prezenta cererea și cu avizele, atunci vom analiza și discuta la fața locului, concret în condițiile legii.
Primarul a subliniat că acordul cetățenilor trebuia solicitat de instituțiile care dau avizul. În plus, deciziile care privesc amplasarea unor astfel de antene trebuie de acum înainte să treacă prin Consiliul Local. Nu stăvâneați foarte bine acest domeniu, însă instituțiile abilitate, Institutul Național de Sănătate Publică sau Direcția de Sănătate Publică Argeș, care se ocupă de acest domeniu, ei sunt cei care sigur vor solicita aceste aprobări din partea cetățenilor, dacă sunt de acord sau nu. Noi ne facem datoria deocamdată conform cadrului legal. Premergător acestei situații, am discutat, am analizat în ședința de Consiliu de săptămâna trecută, prin care un consilier, bineînțeles, m-a și consultat în acest sens, să adoptăm o hotărâre prin care toate aceste solicitări de montare a antenelor de recepție, emisie, telefonie mobilă, să se aprobe numai cu aprobarea Consiliului Local. Un lucru foarte binevenit, pentru că ne scapă pe noi de anumite situații. Rămâne de văzut dacă firma va obține toate avizele pentru ca antena să fie amplasată.